Se impune autorizarea, obținerea unei noi autorizații sanitare de funcționare, deoarece s-au produs modificări de structură și acestea nu sunt cuprinse în autorizația veche. Respectarea normei sanitare privind numărul de beneficiari în cameră și asigurarea microclimatului conform legislației, asigurarea unui medic specialist de medicină de familie cu normă întreagă conform statului de funcții, amenajarea spațiului conform pentru izolarea funcțională a pacienților, amenajarea cabinetului medical conform ordinului 1338/2007 și dotarea acestora conform normativelor, respectarea prevederilor privind gestionarea deșeurilor rezultate din act medical, respectarea programului zilnic de igienizare pacienți, inclusiv a pacienților imobilizați, toaleta generală și periodică a pacienților să se facă conform unei proceduri specifice și ori de câte ori este nevoie, sub supravegherea personalului de îngrijire. Asigurarea pacienților cu schimburi curate, văd fiecare baie generală sau ori de câte ori este nevoie, cu completarea unor evidențe privind efectuarea acestor activități. Asigurarea pacienților cu schimburi zilnice în calitate suficientă, organizare de spații proprii pentru păstrarea lenjeriei curate în afara dormitoarelor, dacă se poate, schimbarea lenjeriei de pat și a cazarmamentului conform normelor sau la nevoie, eliminarea lenjeriilor de pat degradate, înlocuirea în cadrul colibrii a obiectelor sanitare de efecte degradate, asigurarea unei suprafețe continuă a pavimentului în băi, înlocuirea vopsirea caloriferelor uzate, finalizarea lucrărilor de reparație și igienizarea blocului alimentar, identificarea unui spațiu propriu pentru păstrarea absențelor de curățenie, asta este o problemă generală, respectarea prevederilor ordinului 1761/2021 privind curățare, dezinfecția, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie, dezinfecție efectuate în cadrul acestora. Astfel, identificarea unui spațiu conforme raportate la sistemul de aprovizionare cu apă caldă, rece, canalizare, vederea decontaminării păstrării ustensilor de curățenie, întocmirea și afișarea graficelor complete de curățenie zilnice, săptămânale, pe spații de lucru cu produsele utilizate, întocmirea procedurilor operaționale, a protocolelor de lucru și instruirea periodică a personalului, respectarea atribuțiilor din fișele de post, o actualizare a fișelor de post, asistenții medicale având obligația să respecte atribuțiile privind îngrijirea asistanților în saloane, supraveghere și monitorizarea efectuării de către infirmier a toaletei beneficiarilor. Așa, este necesară elaborarea unui program anual de instruire pentru personal medical și pentru personal auxiliar, instruirea periodică a personalului privind procedurilor și protocolelor de lucru și respectarea precauțiunilor universale. Desemnarea prin decizia CRSS Războieni a persoanei responsabile de raportarea infecțiilor asociate, elaborarea unui plan anual de autocontrol cu recoltare de probe microbiologice bazate pe cultivare pentru anul 2024 pentru toate serviciile complexului, cât și pentru personal angajat. Față de toate aceste neconformități, s-a aplicat sancțiune contravențională în cuantum de 40.000 de lei pe persoană juridică. În primul rând, pentru pavilionul Colibri, unde nu s-a respectat programul de schimbare a lenjeriei curate de două ori pe săptămână, sau atunci când a fost cazul, saltelele degradate, murdare, nu au fost înlocuite la timp, nu toate saltelele erau dotate cu aleze impermeabile, nu s-a asigurat o cantitate suficientă de schimburi pentru asistați. Personalul medical și auxiliar nu este instruit periodic și nici nu respectă procedurile și protocoalele de lucru și precauțiunile universale conform legislației. Da. Mulțumesc și eu. Ca modalitate de lucru voi da cuvântul celorlalte două organisme de control, iar la final doamnelor care reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială. Apoi vom lua și câteva întrebări de la presă dacă există. Discuții libere și apoi intrăm în ordinea de zi inițial. Voi avea probabil și eu câteva întrebări, dar la prima, ca să respectăm oricarea ședinței, îi dau cuvântul domnului director al Comisariatului Județean de Protecția Consumatorilor Neamț, domnul Vlad Ciurea, vă rog. Bună ziua. Ca urmare a unor informații primite de la Consiliul de Monitorizare cu privire la prestarea de servicii neconforme în cadrul Consiliului Județean de Servicii Sociale
doamnei director Mihaela Dumblesei, care reprezintă Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Vă rog, Andrei. Bună ziua! Nu aș vrea să mai trec în revistă acele deficiențe constatate de celelalte instituții. Aș vrea să trec direct la atribuțiile stabilite strict pe partea de monitorizare, evaluare și control a unui serviciu social. Așadar, orice serviciu social care își desfășoară activitatea pe teritoriul României nu poate funcționa fără licență de funcționare. Precizez faptul că prin ordonanța de guvern 114 din 2021, toate centrele mari destinate persoanelor cu dizabilități aveau obligația să parcurgă un proces de restructurare și de reorganizare de la un număr mare de beneficiari, 900, cum era cazul acestui complex de la Războieni, să se restructureze în case care să nu depășească capacitatea de 50 de beneficiari. Așadar, ordonanța de urgență 114 din 2021 reglementează faptul că în perioada 2020-2023 toate DGASPC-urile au obligația să restructureze centrele rezidențiale. Așadar, Războieni avea obligația să treacă la restructurarea centrului mare în centre mai mici, ceea ce s-a și întâmplat sau s-a încercat a se restructura în case cu capacitate maxim 50 de locuri. În perioada 2021-2023, această activitate de restructurare impunea punerea în aplicare a unor planuri de restructurare, planuri care erau monitorizate și avizate de Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități, autoritate în structura Ministerului Muncii. Aceste planuri au fost avizate și aprobate, așa cum bine știe conducerea DGASPC, de către Autoritatea Națională și au funcționat în anul 2021, 2022, 2023 în baza acestor planuri, în lipsa unei licențe de funcționare, deoarece nu se putea acorda având capacitatea peste 50 de locuri. Deci, în acea perioadă, inclusiv anul 2023, nu s-a impus licență de funcționare, centru având, înainte de aplicarea acestui plan, licență de funcționare definitivă. Începând cu anul 2023, să spunem, nu prima acțiune, că au fost mai multe acțiuni, dar cea mai recentă, să spunem, ca să înțelegem firul acțiunilor compartimentului de inspecție socială, a început în 14.07.2023, când deja complexul trecuseră la un proces de restructurare, existau cele patru case, dar nu începuseră demersurile în vederea obținerii licenței de funcționare, având în vedere că se apropia finalul anului 2023. Inspectorii sociali aplică un avertisment și au fost stabilite măsuri de remediere a deficiențelor, printre care și inițierea demersurilor în vederea obținerii licenței de funcționare pentru fiecare dintre cele patru servicii sociale din cadrul complexului rezidențial Războieni, cu conformitate cu legea 197 din 2022. Aceste măsuri au avut termen de finalizare 31 decembrie 2023. Au început demersuri, furnizorul a început demersurile către Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități. În același timp, au făcut și la noi o informare prin care solicită prelungirea termenului de finalizare a procesului de licențiere, având în vedere un proces destul de laborios de la un serviciu social, desfăcându-se în patru servicii sociale. Așadar, termenul de realizare a măsurilor a fost prelungit până la 30.04.2024. În acest timp se primește licență de funcționare pentru Casa Maria, dar pentru celelalte trei case solicită prelungirea măsurilor, solicită la Agenția pentru Plăți, prelungirea măsurilor până la 20.12.2024. În 14.07 am avut și noi aceeași solicitare de la Consiliul de Monitorizare, dar colegii mei fuseseră în luna iunie la centrul Colibri
14.06 a 2024 s-au deplasat la centrul Teodora și centrul Colibri, unde am surprins o parte din aceleași probleme descrise deja de celelalte entități, inclusiv depășirea capacității cu cei 18 beneficiari. Și, într-adevăr, am invocat același plan de restructurare în baza căruia a funcționat în lipsa unei licențe de funcționare. Licența de funcționare, documentele depuse inițial în vederea acordării licenței de funcționare provizorii, ulterior urmând a primi licența de funcționare definitivă dacă îndeplinesc standardele minime de calitate. În 21 aprilie 2024 se publică legea 100 cu noile modificări pe tot ce înseamnă asigurarea calității serviciilor sociale. Sunt modificările legislative impuse de acțiunile de control ale anului trecut în perioada când au fost verificate acțiunile căminele pentru persoane fizice. Legea 100, publicată în 21 aprilie 2024, sau trebuia să apară normele la legea 100 în 60 de zile de la publicare, normele încă nu au apărut, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități informează DGASPC-ul și nu știu exact adresa sau răspunsul ad literam, știu doar că se prelungește termenul de acordare a licenței provizorii până la publicarea normelor legii 100, fiind depășit de cele 60 de zile de la publicarea legii 100. Așadar, demersurile făcute de DGASPC nu au fost finalizate la termenele stabilite. Pentru anul 2024, planul de restructurare, neputând un aviz de la Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități sau neputând îl pune la dispoziția inspectorilor sociali, am aplicat sancțiunea contravențională conform legii 197, articolul 8, alineatul 2, nefiind finalizate demersurile în vederea obținerii licenței, în lipsa unui aviz pentru acel plan de prelungire a planului pentru anul 2024, așadar, ne aflam în situația în care nu aveam avizul la planul de restructurare, dar nici finalizat demersul în vederea obținerii licenței de funcționare, și am aplicat sancțiunea contravențională conform articolului 8 alineatul 2 pentru lipsă licență de funcționare 50.000 lei. Așa au stat lucrurile de cursul perioadei ultimelor luni la Casa Colibri. La Casa Teodora condițiile sunt bune, inclusiv la Ștefan și la Maria, dar fiind contravenția aplicată furnizorului de servicii sociale în speță de DGASPC, măsura a fost extinsă pentru toate cele patru case. Așadar, în lipsa unei licențe de funcționare și în lipsa unui aviz de la Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități, am dispus măsura relocării acestor beneficiari. Facem mențiunea sau nu trebuie scos din context categoria aceasta de beneficiari. Sunt beneficiari neuropsihici, persoane adulte cu dizabilități, iar la nivelul județului Neamț nu există cămine private care să poată, absorbi sau să poată prelua această categorie de beneficiari deficitară. Ne aflăm așadar într-o situație în care așteptăm publicarea normelor care vor reglementa și vor clarifica multe din articolele stipulate în legea 100 din 2024 vis-a-vis de relocare și vis-a-vis de punerea în aplicare a planurilor de urgență în aceste situații, precum am expus-o la Casa Colibri. Mulțumesc, doamna director. Eu cunosc problematica destul de bine, am fost bine informat, am citit materialele, am avut și ședințe de tema asta și în perioada în care ai primit aceste constatări și ulterior
atunci doamna Nicoleta Ciocărlan, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, neantorul Marului. Într-adevăr, situația a identificată la începutul războiului mai aproape. Este greu de imaginat că se poate întâmpla așa ceva, dar noi considerăm această situație, acest eveniment izolat, care nu caracterizează întreg sistemul de protecție socială în cadrul DGASPC-ului. Obiectivul principal al Direcției Generale de Asistență Socială a fost, este și va rămâne în continuare, asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din centre, atât copii cât și adulți, conform standardelor. Menționez că eu sunt director general în acest moment cu atribuții delegate, da, temporar, pe perioada absenței motivate a directorului general în această situație 10 zile. Iar aceste atribuții care mi-au fost date sunt expres și limitat prevăzute de lege. Cu toate acestea, în cele 5 zile, perioada în care s-au desfășurat aceste controle, am dispus verificarea condițiilor igienico-sanitare la toate celelalte centre de adulți din județ, respectiv Oșloveni, Păstrăveni, Dragomirești, Roman, Bozieni și Târgu Neamț. Am solicitat note justificative privind situația găsită de Consiliul de Monitorizare de la toți directorii centrelor vizate, respectiv Războieni și Bozieni. De asemenea, am dispus măsuri de verificare a modului de obținere a licențelor pentru centrele care le avem în structura DGASPC, de la Serviciul de Monitorizare Standard de Servicii Sociale Adulți, Serviciul de Proiecte, Financiar, Juridic, Resurse Umane și Administrative. Totuși menționez că persoana cu atribuții privind urmărirea modului de implementare a standardelor minime de calitate obligatorii în vederea asigurării serviciilor sociale la persoanele adulte cu dizabilități este directorul general adjunct pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități, doamna Marlena Panduru, care este astăzi aici și o să vă dea mai multe detalii având în vedere continuitatea ei în acest proces. Mulțumesc. Da. Practic, a pasat la dată, doamna Panduru. Da. Vă rog. Da. Bună ziua. Din păcate, nu voi repeta toate explicațiile și situația identificată la Centru Colibri. În calitate de director general al DGASPC Neamț, vă voi prezenta o sinteză a situației existente la data controlului. În ce privește asigurarea condițiilor de găzduire și igiena beneficiarilor, acesta este atributul Centrului Războieni, a Serviciului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Colibri, respectiv a conducerii centrului, a persoanelor cu specialitate de îngrijire și educație, conform atribuțiilor prevăzute atât în regulamentul de organizare și funcționare, în fișele de post, precum și în ordinul 82 din 2019, care prevede respectarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Astfel, la anexa 1, standardul de îngrijire și asistență prevede că centrul rezidențial asigură servicii de îngrijire și asistență pentru beneficiari, iar rezultatul standard obținut este beneficiarilor le este asigurată îngrijirea și în baza evaluărilor nevoilor personale. Din informarea Centrului Războieni, acțiunea de control a început la ora 8:20, ora la care personalul de îngrijire conducea beneficiarii pentru a fi servit micul dejun. Igienizarea spațiilor de cazare și de igienă personală a beneficiarilor fiind realizată după asigurarea micului dejun. Din păcate, fotografiile apărute sunt a unui beneficiar diagnosticat cu schizofrenie, tendință de izolare, cu refuz verbal, cu neglijență vestimentară, rupe haine și pierde încălțămintea, refuză să se încalce.
acesta întorcându-se de la masă nu dorește, sunt momente în care el nu dorește să folosească încălțămintea. Centrele de abilitare și reabilitare au preponderență, mai ales acest centru politic, care au preponderență beneficiar cu diagnostice psihiatrice, cu retard mental, cu oligofrenie, tulburări grave de comportament, agresivitate și literare agresivitate. Sunt centre în care rolul îngrijirii și educării este foarte important și trebuie să se realizeze zilnic. Se realizează zilnic, fapt dezbătut împreună cu directorii de centre rezidențiale și în ședințele de lucru și urmărit în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate de personalul de specialitate cu atribuții din cadrul de CSG Geneam. Procesul de educare a beneficiarilor se realizează zilnic, dar durează ani din cauza afecțiunilor de care aceștia suferă încă din copilărie, o parte din ei provenind din sistemul de protecție a copilului și nu sunt capabili să rețină și să efectueze uneori cele mai mici acțiuni. În ce privește planul de restructurare prevăzut pentru Casa Colibri, avea ca obiectiv finalizarea complexului de servicii realizat prin PIN-BIBIRI, planul de interes național susținut de către ANPDBD, care este în implementarea DGASPC Neamț, complex care încă nu este finalizat, motivat de prelungirea de la finele anului 2023, pe care ANPDBD a realizat pentru ducerea la îndeplinire a acestora. La această dată, PIN-BIBIRI are termen de finalizare 31.11.2024, termen prelungit și care vizează dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin crearea de servicii sociale alternative în comunitate, un centru de zi și trei locuințe, locuințe maxim protejate, câte 8 locuințe în acest centru, fiind ca și soluție, cei 18 beneficiari care sunt peste capacitate la acest centru Colibri, fiind urmând a fi relocați la finalitatea construcțiilor în aceste locuințe protejate. În ce privește măsurile întreprinse pentru soluționarea problemelor ivite, deja se pregeneam, mai bine zis, eu am pregătit toate documentele necesare pentru obținerea licențierilor. Pentru CEA Palmaria, pentru CPVI Ștefan, pentru CEA Bere Colibri și CEA Bere Teodora, au fost elaborate încă de la finele anului 2023, de pe 7.12.2023, toate documentațiile în vederea licențierii au fost transmise ANPDBD București, precum și în începutul anului 2024. Astfel, motivat de apariția legii 100, așa cum zicea și doamna Almulese, în 16.04.2024, eram la aceste servicii sociale, noi eram deja în procedură de licențiere. Având în vedere apariția legii, a fost suspendată procedura de licențiere, am primit document de la ANPDBD prin care mi se transmite că în urma legii va trebui să întocmim un plan de urgență, modelul planului de urgență, urmând a fi publicat în monitor oficial. Din păcate, termenul a expirat, era 2 iunie 2024, dar conform corespondenței primite,
soluționarea măsurii